Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. S-a născut la Vaslui, 27 august 1985. A părăsit România împreună cu părinții săi, care s-au stabilit în Los Angeles pe când avea doar un an și jumătate. Pictează de la 2 ani. Când a împlinit 7 ani, lucra deja cu pânza și picta în ulei. La vârsta de 8 ani își expune lucrările într-o sală specială amenajată dintr-o librărie din Los Angeles. Picturile ei vor fi remarcate la scurtă vreme de un colecționar cu care familia sa semnează un contract. Urmează expunerea în media, publicitatea, renumele și așa se naște, să spunem, supranumele cu care este cunoscut astăzi. Picturile sale sunt vândute în întreaga lume la sume exorbitante, uneori ajungând până la 400.000 de dolari. O lucrare se găsesc atât în colecții publice cât și particulare, precum cele ale maestății sale, Regina Elisabeta a II-a Marii Britanii și a împăratului Akihito al Japoniei, ca să dăm doar două exemple regale. În prezent studiază artele plastice cu specializarea secundară istoria artelor. Se numește Alexandra Nechita. Bună seara, bine Bună ai venit! Bună seara, mulțumesc frumos! Ce faci în România? Ce să fac? Păi, pe lângă niște lucruri mai oficiale, am venit în vizită la familie și prima vizită a lui frățiorul meu, Maximilian, și așa că a fost foarte important pentru noi să-l aducem în apropiere de aceeași vârstă care am venit eu la prima dată. Așa că... Am înțeles. La Cotroceni ce ai făcut? Că ai fost primită de președintele La Cotroceni am fost primită cu mâini mari și deschise și am primit Crucea Națională clasa 1 și a fost o onoare și o dimineață foarte plăcută și o zi mai specială pentru mama, că era și ziua ei și a fost perfect. Da, domnul președinte ce făcea? Domnul președinte, păi noi ne întâlnisem chiar seara înainte la deschiderea de arte, de festivalul de arte și inițial nu m-a recunoscut și... Nu v-a recunoscut, da, pentru... Așa un pic mai ezitant. Nu te-a recunoscut pentru că te știa un copil. Păi și blondă. Și copilul între timp a făcut 19 ani. Da. A împlinit 19 ani pe 27 august. Și domnul președinte te credea în continuare un copil. Domnia sa crede... Păi a rămas imaginea asta de mine, cam la anumită statură, cu un păr de anumită culoare și... Nu, dar domnia sa crede că e singurul care va rămâne tânăr și noi ceilalți nu ne mai schimbăm sau rămânem la fel. Am găsit un cablu aici, nu știu ce-o fi cu el. Da, păi... Cred că este în plus ăsta, cablul aici. Bun. Alexandra, lumea a aflat despre tine în toată lumea, lumea a aflat despre tine. Toată lumea te-a cunoscut pentru că America face acest lucru, mai ales când vine vorba de copii, face din ei vedete. Tu ai debutat în pictură la vârsta de 8 ani și după aceea, odată cu trecerea timpului, ai devenit din ce în ce mai cunoscut în America. Ce s-a întâmplat între timp, de la vârsta aceea de copil, până acum la 19 ani, când ești o adolescentă în toată regula? Păi, inițial, când am început cu pictatul, cu expozițiile, n-a fost intenția de a deveni o vedetă în arte plastice. N-a fost, mai ales eu personal, n-am avut noțiunea, pentru mine nu însemna la 8 ani o expoziție ceva extraordinar, pentru mine era doar o oportunitate să mă arăt lucrările și ce eram eu mândră de la colegi, la prieteni din clasă, nu însemna nimic mai mult. Și de acolo s-a dezvoltat un interes și o pasiune mai multă și o curiozitate mai mare din partea mea. Și apoi și din partea publicului, obviously. Și de acolo am lucrat expoziții în continuare, medii noi, deci a fost nu numai o creștere normală și o tranziție normală care orice copil o duce din copilărie în adolescență la adulthood, dar a fost și o creștere artistică care eu mai ales când am expoziții care sunt mai mult focus în retrospectivă și arată ca o ordine chronological order de piese care am lucrat la 7-8 ani, cu o piesă care chiar un tablou care ești acum din atelier sau o sculptură care ești acum din atelier. Este o experiență total diferită, este o relație care o formezi complet nouă cu munca ta când o vezi în afară atelier, când o vezi în afară bubble-ul ăsta de a crea. Când o vezi când vezi, să spunem, creațiile tale, picturile tale de acum 10 ani și când le vezi pe cele de astăzi puse față în față. Tu când ai simțit, să spunem, transformarea ta artistică de la ceea ce făceai acum 10 ani, 11 ani când debutai și ceea ce faci acum sau ce ai făcut în ultimii ani? A fost o trecere pe care ai simțit-o înăuntru tău sau
Ai simțit-o dintr-o dată sau odată cu trecerea timpului? Nu știu dacă a fost o zi în particular care am realizat sau o perioadă, manifestare. Și nu cred că pentru mulți ani nu cred că am fost conștientă în total de creșterea asta. N-am fost atât de observantă, că a fost mai mult o creștere naturală, un progres foarte natural. Și aș putea să zic că am stat înapoi și m-am uitat, uitați, aveți imagine de niște tablouri care le-am făcut la o vârstă destul de naivă, la 7 ani, 8 ani. 7 ani de sunt aici, da? Da. Și asta la fel, cam 8 ani, așa, în continuare. Deci, ce m-a motivat pe mine atunci era obsesia cu culorile, că eu eram atât de curioasă, mă gândeam, băi, dacă pun culoarea roșie peste albastră, ce este? Deci era neștiutul ăla care pe mine mă prindea întotdeauna și mă trimitea pe aventura asta, pe pânză. Asta la fel, foarte, foarte devreme. Multe din piesele astea, din păcate, n-au mai rămas cu mine, dar multe din ele, iarăși, le am în casă, totuși. Mai ales ca continuă. Bun, deci de acolo s-a continuat. A fost, cum să zic, un noroc pe care a fost extraordinar. N-am căutat, n-a fost ceva care am căutat, care gata, a decis mama și tata că vezi, o facem pictoriță și atâta tot, nu mai are grijă de toată viața. Nu, a fost doar, am avut o expoziție aici, apoi la o cafenea, la nu mai știu ce, multe așa, și s-au adunat. Asta este una din studiile pentru o piesă care a fost alesă în final pentru Grammy Awards. Și am făcut vreo 3 diferite pânze destul de imense în care în sfârșit alesese ei o piesă să reprezinte Grammy-urile. Deci, bun, cum a fost trecerea de la copilăria artistică la adolescența artistică? Pentru că te-ai născut ca artist cu un mare handicap, și anume acela că te-ai născut genial. Cel puțin asta spuneau toți. Și dintr-o dată de la copilul genial va trebui, și te întreb în ce măsură ai ajuns artistul împlinit, artistul care să depășească handicapul sau, să spunem, acea ștampilă de geniu care i s-a pus la începuturi. Eu personal, ca artistul, nu simt că am ajuns artist în total și nu cred că vreodată o să pot să zic că gata, sunt satisfied, sunt 100% fericită cu ce fac, cu ce creez. Că nu este, că întotdeauna este o posibilitate, este mai mult. Deci, eu când intru de multe ori în expoziții și îmi văd piesele pe pereți, aș putea să le dau jos și să le continui, să le duc în studio și să le lucrez. Deci, sentimentul de a fi completat este temporar, nu este un sentiment permanent. Și deci, eu n-am decis că gata, am făcut trecerea. Eu sunt într-un proces continuu etern de schimbare. Da. Dar bănuiesc că atunci când aveai 8 ani, 9 ani, 10 ani, nu conștientizai foarte, foarte mult ceea ce ți se întâmplă. No. Dar odată cu trecerea anului, știi că ți s-a pus această ștampilă de micuța Picasso. Și până la urmă, asta ți-a adus și celebritatea. Cum privești această celebritate după ce ai, după ce ai conștientizat-o? Deci, micuța Picasso, într-adevăr, a fost un label pus de media. Și, într-adevăr, a fost și un mare suport. Și a creat un awareness pentru munca mea. Și, un awareness public, în tot cazul. Eu n-am plătit niciodată atenție. Și, poate atunci când eram mai mică, eram un pic mai uimită și mai șocată. Și pleased că era asocierea asta făcută cu un maestru care eu l-am admirat și în continuu să-l admir. Dar cu cât am crescut, am dezvoltat o altă idee de ce este un artist și am dezvoltat, cred că, ideea adevărată, care este individuality și o calitate unică și, într-adevăr, o distingere între un artist și alt artist. Și asta este, și continui să încerc să ajung, să pursue prin munca mea, este identitatea mea individuală și separată de orice. Îți cauți identitatea asta? Continue. Da. Cauți în continuare identitatea asta. Bun, nu vrei să-mi răspunzi la întrebarea asta. Când te-ai speriat de cât de populară, de cât de celebră ai ajuns? Nu m-am speriat niciodată. Nu te-ai speriat? Nu. Vă dați seama că eu, deci era... Dar de ce? Eu atât de micuță am fost adusă în atmosfera asta publică, într-o lumină... Tocmai de asta te întreb. Am fost... pusă într-un loc. Cam în asta lumina a fost reflectoarelor, când nici nu știai prea bine ce aia. Păi nu, deci eu eram atât de
un caracter foarte pozitiv, adică îmi plăcea, am acceptat very laid back, very easy going, acceptam ce-mi venea în drumul meu și puțin respingeam. Și deci n-a fost niciodată un șoc și oh my goodness, gata, sunt celebră. Niciodată nu m-am considerat celebră și asta datorită la mama și la tata, că n-au ținut un nivel atât de normal și m-au amintit întotdeauna că vezi că nu ești cine să spune, că ești fata noastră. Întotdeauna ți-au spus că înainte de a fi micuța Picasso sau altceva, ești fata noastră, ești copilul lor. Și la 19 ani și la 96 de ani. Bine, puțin știu istoria ta, e o istorie extraordinară, părinții tăi, tatăl tău a trecut Dunărea not și a plecat, a ajuns în America. Not. Sau cu, pe lângă, cu barca, nu știu. Bă, nu putea să o treacă pe ape. Nu, dar a fost o... Cum să zic? A fugit din România înainte de 89, pe vremea lui Ceaușescu, a ajuns în Statele Unite, a mai trecut ceva timp până când a ajuns și mama ta și, bineînțeles, te-a luat și pe tine. Te-ai născut în România, dar ai început să... Sau te-ai trezit în... Te-ai născut în România și te-ai trezit în America. Da. Cum a fost... A existat vreo amintire legată de România sau doar din poveștile părinților tăi? La vârsta aia, normal că nu era amintire de nicio natură, dar cu cât am crescut, a fost relația asta creată. N-a fost doar am abandonat România, am plecat, am venit aici, gata, uităm de tot. Uh-huh. Cred că în continuare vorbesc eu româna mea stricată, dar vorbesc și încerc și fac efortul. Ai și accent moldovenesc. Da. La Atât știu. Și nu știu dacă la engleză ai accent moldovenesc, dar la română ai accent moldovenesc. Dar a fost, deci, la 4 ani a venit bunica din partea mamii, și a rămas cu noi de atunci și pentru ea a fost foarte important să prin mine să perpetuez cultura română și cu ajutorul ei să mențin tradițiile și iubirea țării mele de origine și cred că a fost... Când ai venit prima dată în România? La 8 ani am venit. La 8 ani. Și cum a fost România pentru tine după ce practic chiar dacă te-ai născut în România, te-ai trezit în America, ai început să cunoști lumea în America? România care am cunoscut-o eu prima dată a la fost 8 ani. Versiunea care a trăit-o bunicii mei. Am petrecut vreo 3 săptămâni la o casă care a avut-o bunicii la Brodoc. Și... Unde asta? În Vaslui? Da. Și era cu beciu, cu găinele, cu vaca, cu porcul, cu tot așa. Și pentru mine a fost o experiență mai rustică, dar a fost un adevărat, o realitate pe care eu nu am văzut-o, doar auzeam de ea. Și m-a inspirat pe un plan personal, pe un plan artistic. De acolo a ieșit una din piesele mele mai renumite, Summer in Europe, care are 2 figure centrale, eu și cu bunicul meu, alături de un pahar de vin roșu. Și asta a fost prima mea experiență. Și a fost o introducere, o reintroducere la familia pe care eu nu știam decât pe telefon la anumite ocazii și atâta tot. Un timp foarte plăcut. Povestea tatălui tău, aceea când a fugit din România și povestea, o poveste extraordinară de altfel, pentru că știm foarte bine ce era înainte de 89, sau unii dintre noi știu. Cum a fost pentru tine? Când ți-a spus-o prima dată? Uite, Alexandra, eu am fugit din România, te-am adus pe tine când aveai 2 ani și jumătate sau cât aveai, ai venit împreună cu mama ta. Când ți-a spus prima dată povestea asta? Fugi din România. Aveam vreo 7-8 ani pe acolo eram și normal că răbdarea mea era mai limitată la vârsta aia și acum mai e câteodată, dar interesul și captivația a existat. Și am fost uimită de ceea ce m-a spus și de fiecare oară când introduc povestea asta și vorbesc de curajul lui tatăl meu, zic același lucru, faptul că niciodată nu introduce situația să se plângă sau să-ți fie milă de el. Adică normal că a dus o greu, a avut experiențe dificile, dar prin asta el a văzut lumina la the end of the tunnel și... A avut speranța și speranța și dedicația și sacrificiul l-au dus departe. Am înțeles că ți-a tot povestit așa odată cu trecerea timpului. Da. Ți-a povestit această istorie extraordinară a fugii lui din România. Ai înțeles-o altfel odată ce ai crescut? Am avut o gratitudine și o apreciere pentru
tatăl meu, pentru familia mea în general, dar mai ales pentru tată, care poate la 7-8 ani n-am avut-o și poate nici la 10 ani, poate nici la 15 ani, poate nici la 16 ani. Acum, când crescând mai mare și mai ales este și Maximilian, este altfel, este un sacrificiu care n-a fost făcut în zadar. Pentru el, pentru... Și pentru voi, pentru copii. A fost făcut pentru noi. Și este apreciat, nici nu-i cuvântul... Potrivit. Potrivit este. Vreau să te întreb, apropo de cele două culturi pe care tu le ai sau le trăiești atunci în America, o cultură cu care ai trăit și pe care o cunoști din ce în ce mai bine, acum studiezi artele la cea mai bună universitate de acest gen, și pe de altă parte cultura română cu care te întâlnești întâmplător în vacanțe, cultura, să spunem, la modul general, nu neapărat în modul strict al înțelesului. Cum le compari? Cum le vezi? Cum e trecerea ta de la Los Angeles la Vaslui, de la Vaslui la Los Angeles? Și nu numai pentru că tu circuli foarte mult în Europa. Vii acum dintr-un periplu, ai fost în câteva orașe mari din Europa. Cum se face diferența în mintea ta, în sufletul tău, în arta ta? Cred că este aici o conexie care nu poate fi ruptă niciodată și este o iubire pentru țara asta care... Nu mai are unde merg, ce văd, mi-e dragă. Deci nu pot să zic că vezi mai bine aici, mai rău acolo, nu știu cum. Deci rămâne tot... România rămâne tot România. Da, o România care eu, România care o știu eu, este normal când am avut oportunitatea să fiu surrounded de atât de mulți români de aici decât de familia mea. Aia este cea mai bună. Deci familia mea fiind cei mai buni, eu găsesc cel mai bun aici. Bun, mai ales că la tine acasă, am înțeles, în Los Angeles se gătește românește sau moldovenește, pentru că bunica ta gătește din totdeauna. Pericol! Da? Este, trebuie să refuz, trebuie să fac comandă dietetică, că nu mai merge. Îți gătește bunica de când erai mică, nu? Da, îți gătește moldovenește. Și a făcut acum... Și mâncare americană? Și mâncare americană, da. Mai puțin, dar gătește. Dar vreau să zic că acum intenția este să mă învețe pe mine toate rețetele care le știa cel mai bun, care zic că eu trebuie să le țin, să le continui, nu se poate altfel. Deci, până ai zis că tu vrei să te ocupi cu altceva, nu cu rețetele culinare ale bunicii tale? În timpul liber, care e puțin, poate fac și asta. Mă numesc Alex, aș dori să știu ce te-a adus la această artă, ce te-a făcut să ajungi aici. A început dintr-un obicei foarte normal, care este să desenez, să colorez la 2-3 ani. Oricine are copii, oricine are un frate, o soră mai mică, poate zic că asta e un lucru communal, nu este ceva dedicat la o persoană care, vezi, Doamne, este geniu. Nu. De acolo a crescut într-o iubire, într-o plăcere. L-a ajuns la un punct în care mama era un pic mai speriată, crezi mai de mine, desenează toată ziua, ce se întâmplă, ce facem cu ea, nu iese afară, nu se joacă. Și m-a luat chiar atunci, eu desenam, coloram în coloring box și m-a luat toate coloring box-urile și m-a dat doar așa hârtie albă. Și a fost și povestea aceea pe care o știu de la tine, că la un moment dat nu mai existau locuri pe pereți. Mutaserez mobila în mijlocul casei. Am creat mare conflict în casă. Și toți pereții erau plini de tablouri, de picturi, desene ale tale. Da, păi da, este complet adevărat. Trebuia să miște toată mobila în mijlocul în casă, și eu around it lucram și puneam piesele și Cineva te felicită, persoana are două lucrări de ale tale, spune că am crescut odată cu tine și mi-am dorit să fiu ca tine. Bună seara, domnișoară Alexandra, felicitări și ce părere aveți despre Van Gogh? Adrian din București. De Van Gogh. Te-ntreabă. Păi chiar am primit un premiu, cheia de la casa lui Van Gogh, acum câțiva ani în Paris, eu alături de mulți diplomați, Bill Clinton, unul din ei, fostul președinte. Deci, admirații pentru munca lui am și mai ales având, am primit premiul ăsta, am putut să merg să-i văd reședința, să-i văd studioul unde a lucrat, unde a trăit, și a fost o înțelegere diferită, pe un nivel complet diferit. Am înțeles. Cum se simte să fie o copie a unui mare artist și de ce profiți de acest nume pentru a fi promovată? Numai că nu profiți tu, așa ți se spune. Cum te simți să fie o copie a unui mare artist? Pentru că se face comparația cu Picasso.
Copii nu mă simt, dar, cum să zic, influențele astea neconștiente există printre fiecare artist. Dacă luați orice artist din istoria artelor și vedeți că sunt legături între artiști, mai ales în timpul de artă modernă, cu Picasso, cu Braque, cu Matisse, toți artiști care lucrau împreună încă. Influența se transmite, dacă o vrei, dacă nu vrei, nu poți, decât dacă trăiești într-o cutie. Ștefănică din Caracal te întreabă, ce știi despre ce se pictează acum în România? Cu artiștii curenți acum nu sunt prea familiară, dar devin din ce în ce mai familiară, mai ales că acum am început și eu, unul din artiști care sunt foarte interesată în munca dumnealui este Nemțoi. Eu am început să lucrez cu sticlă recent în ultimii 2 ani. Ajungem și la sculptură, da? Ascultăm și la sticlă. Și ai fost la Murano recent, da? Și ți-a plăcut foarte mult, te-a impresionat sticla de Murano și lucrezi în sticlă. Bravo, Alexandra, oameni ca tine vorbesc lumii despre România. Dar de ce ai plecat din România? Ginel Pechea. Păi, tocmai ai spus până acum. Domnule Tucă, invitata noastră aderă la Cabala, vă rog să întrebați, ața roșie de pe mâna ei stângă indică acest lucru? Nu, ața roșie este de ochi. E de ochi? Da, să nu fiu de ochiată. Să nu fiu de ochiată? Cine ți-a pus-o? Mama! Să nu fii de ochiat atunci când apar la televiziune? Nu, asta o port toată ziua și când îmi cade tragedie, trebuie să-mi pun alta nouă, deci aștept acum, e cam vechi. Deci nicio legătură cu Cabala? Nu, sunt ortodox complet, creștină. Ar interesa-o pe Alexandra perspectiva unor expoziții în Olanda, Belgia, Franța? Dacă da, cum poate fi contactată? Păi tocmai ai avut, nu? Da, păi se face și chiar acum am avut o întâlnire cu ministrul culturii, domnul Teodorescu, și se vorbește să fac o expoziție parcursul de 2 ani care ar fi în legătură cu Sibiu și deci să face. Cineva spune, o invităm pe domnișoara Picasso la Sibiu pentru proiectul Capitala Culturală Europeană 2007 cu proiecte unde o putem contacta. Paul din Sibiu întreabă. Ai o adresă de mail? Este website-ul meu, adică nu este reprezentativ de lucrările curente, dar are Este o website. Este nekita.info, deci www.nekita.info. Da, te felicit, o invităm pe domnișoara. Alexandra e foarte talentată, spune altcineva. Mulțumesc. Mesaje pe e-mail de asemenea. Când vezi o asemenea făptură, singurul lucru la care te duce gândul este divinitate, puritate și frumusețe interioară reflectată atât de superb în exterior. Tot respectul și admirația pentru micuța Picasso. Radu din Oradea. Bună seara, domnule Tucă. În primul rând vă felicit pentru emisiunea interesantă pe care le face și aș avea o întrebare pentru micuța Picasso. Din ce anume se inspiră pentru realizarea picturilor? Știu că o să răspunzi din viață. Din viață, da, dar vreau să zic că prin pânzele mele am dreptul să fiu foarte narcisistic, să fiu foarte interesată de sentimentele mele, de perspectiva mea. Normal că sunt și teme foarte universale pe care le investighez, teme de pace, teme de environment, teme mai sociale, așa, în sensul ăsta, dar toate tot derivă de la mine și ce cred eu despre ele, nu ce cred altcineva. Și ceea ce trăiești tu. Exact. În perioada asta, la sunt școală. Și piese care nu sunt neapărat legate de o experiență, sunt doar începute cu o pată de culoare, cu o dungă, cu o formă, cu linii, deci nu necesar întotdeauna e ceva care poți să explici. Arta poate să rămână și neexplicată. Știu că aveai la un moment dat obsesie pentru curcubee. Ai trecut de curcubee, ai ajuns la altceva? Bă, n-a fost o chiar atât obsesie de mare, nu. A fost doar o legătură care o făceam eu cu visele și cu dorințele și de fiecare dată când vedeam un curcubee, îmi puneam o dorință. Și acum, fără nicio rușine, și acum văd un curcubee, profit. Despre o dorință, da. Nu? Ai trecut de la curcubeu la altceva? Ai rămas la pasiunea asta pentru curcubee? Tot l-apreciez. Poate când eram mai mică era doar așa, că era atât de că era frumos, fantezie, că era frumos colorat. Și este ceva estetic. Acum cauți alte înțelesuri ale curcubeului. Acum sunt multe lucruri schimbate. Când crești, teme devin mai expansive, mai mari. Te-ai îndrăgostit până acum? Nu. No. N-am auzit. Nu. Ai zis no sau nu? Nu, m-am îndrăgostit de
experiențe, de locuri, de anumite sentimente, dar... Păi de ce credeai că o să te întreb dacă te-ai îndrăgostit de altceva decât asta? Ah, ok. De o frunză, de o pasăre, de ce ai fi putut să te îndrăgostești? Și din să spunem, din poveștile astea de iubire față de locuri și așa mai departe, din poveștile astea au ieșit și lucrările ale tale, pictori? Normal, da. Este, pentru mine, pânza mea este cum ar fi poate pentru un scriitor un caiet și cu un pix. Adică, orice îmi trece mie prin cap, prin suflet, la un moment dat, las amprentă pe o pânză, pe o bucată de clay, în bronz, în sticlă, în ce-o fi. Trebuie să ne oprim pentru că a trecut jumătate din emisiune, nu știm când a trecut, și după pauza publicitară o să așteptăm ca de fiecare dată mesajele la dumneavoastră. SMS 1370, aici ne puteți trimite mesajele telefonice, de asemenea telefon 2030333, e-mail mariostuca@antena1.ro. Întoarcem după aceea la Alexandra după pauza publicitară. Ajutoare de nădejde, afacerea merge ca pe roate. De aceea, cartela Conex are planul tarifar numere favorite, care îți oferă tarife reduse cu 50% cu 5 numere favorite, în orice rețea. În plus, cartela Conex costă acum numai $5. Ador senzația unei ploi delicate de vară pe pielea mea. Aș vrea să dureze mai mult. Acum se poate. Noua cremă Nivea Soft oferă pielii tale mai multă hidratare ca oricând. Încă mă simt minunat. Nu, Nivea Soft. Mai multă hidratare, mai multă plăcere. Închide ochii. E ciocotov. E nou. O combinație de caramel și ciocolată Boiana care îți oferă îndelung un gust desăvârșit. S-a oprit? Nu ține la nesfârșit? Nu e ciocotov. Boiana Ciocotov. Gustul desăvârșit la nesfârșit. Timișoreana dă premii la greu. Daniel Corega din Motru a câștigat o Solența cu Timișoreana. Eu am câștigat cu Timișoreana, încearcă și tu. Mai sunt multe Dacia Solența. Bea Timișoreana și câștigă-le. We don't just fall in love, we tumble. We sprint, we run a marathon. We fall down, we fall up. We fall senselessly and with great intelligence. We fall deep, we fall shallow, and if we're lucky, we fall first for ourselves. Love begins with today. Today, tomorrow, always. A trilogy of love from Avon. Mașină de spălat Whirlpool la numai 300 de mii de lei pe lună. Simte diferența. Altex, cea mai mică dobândă, cele mai mici rate. Phantom, the new energy. Începe BCR Open România, prezentat de Conex, primul serviciu, sponsor principal Petrom. BCR Open România. Cele mai importante lucruri pe care le știm despre apă sunt: A. Curge din ceruri. B. Este sursa vieții. C.
orice picătură de apă visează să devină bere germană. Tu alegi. Cheia e la tine. Vremurile se schimbă. Acum și aici. Un nou concept va merge mai departe și toți ar vrea să-l aibă. Concurența, cel mai recent model, cea mai spațioasă și accesibilă mașină de familie din clasa ei. Găsește-o și adună. Nu mai e doar un vis, e reală și e a ta. Noua Dacia Logan. Când cineva te înconjoară cu căldură în fiecare clipă, zâmbești mai mult și inima ta se umple de bucurie. Centralele termice Junkers, căldură pentru o viață. Cu centralele termice Junkers câștigi premii de marcă. 100 de electrocasnice Bosch. Dacă nu ai periuța de dinți la îndemână, de ce nu încerci noul Orbit Professional? Conține microgranule ce se disolvă și îți curăță dinții delicat, într-un fel în care într-adevăr simți. Orbit Professional cu microgranule și gust răcoritor. Simți că într-adevăr îți curăță bine dinții. Vino să descoperi noua Dacia Logan și poți câștiga una dintre cele 5 Logan Ambiance și mii de alte premii. Descoperă experiența noastră în prepararea cafelei. With the coffee taste enticing me, surprising me, now she will see. On this sweet and lovely day in spring. Și savurează cele mai frumoase clipe din viața ta. Chibo dăruiește cei mai buni. Cu Chibo poți câștiga 1000 de inele de aur, 5 excursii în Egipt și 40.000 de pachete de cafea. Descoperă magia propolisului, ingredientul natural antibacterian produs de albine, acum în Colgate Herbal Propolis. Noul Colgate Herbal Propolis, pentru gingii mai sănătoase și dinți puternici, în mod natural. Încearcă cea mai tare senzație. Noul Nivea Deo Aquacool for Men. Super răcoritor, delicat cu pielea ta. Profită de prospețimea care durează și durează întreaga zi. Noul Nivea Deo Aquacool for Men. Cere îngrijită? PIC e alegerea potrivită. Datorită formulei cu clor, PIC Ultra curăță eficient și bine și dezinfectează în profunzime. Iar PIC WC curăță și reîmprospătează toaleta săptămâni la rând. Un PIC, dar ce mult durează! Dar continuăm emisiunea din această seară, câteva titluri din Jurnalul Național de mâine. La miezul nopții încep vânzările de Logan. Dacia Logan poate fi achiziționată de mâine de orice român. Noul autoturism, ale cărui prețuri oscilează între 5.700 și 1.000 de euro, este scos pe piață, primul proprietar urmând să intre în posesia cheilor în această noapte, mai exact mâine noapte. Tot în Jurnalul Național de mâine aflăm că până sâmbătă temperaturile vor coborî până la 0 grade Celsius. Palatul Nababului suferă de cancerul uitării. Construcția ridicată de Grigore Cantacuzino la Florești Prahova a ajuns sanatoriu TBC. Și tot în Jurnalul Național de mâine, Osetia de Nord, teroriștii și-au filmat victimele.
Imagini cutremurătoare au fost difuzate de televiziunea rusă. Sunt imagini filmate cu sânge rece chiar de teroriștii care au ținut ostatici și au ucis apoi sute de copii la școala din Osetia de Nord. Pe pelicule sunt surprinse secvențe cu copii îngroziți ținuți precum animalele în interiorul școlii. Amazon 2004 l-a pescuit cu arcul și săgeata, un reportaj absolut excepțional din Amazon. De pe Amazon. Ne întoarcem în această seară la Alexandra Nechita. Începem cu mesajele dumneavoastră. Cineva te întreabă dacă nu cumva te-ai gândit la o carieră în modă, pentru că ești foarte frumoasă. Mulțumesc. Nici vorbă de așa ceva, vrea să picteze. Felicitări pentru limba română vorbită, pentru că n-ai uitat-o. Te admirăm foarte mult pentru ceea ce faci. Ține-o tot așa, Radu și Bogdan. Mă bucur că mai există în tine copilul să-l păstrezi mereu în suflet. Cum aș putea obține un autograf de la Alexandra? Cu respect, Cristi, Satu Mare. Cineva te întreabă dacă te-ai gândit să pictezi și tu o biserică sau te limitezi la pânze, Florin din București. Este o posibilitate? Da, de ce nu? Când o să încetezi să fii varianta feminină a lui Picasso și o să încep să devii Alexandra? Proces de creștere. Asta poate să schimb cu ani și cu timp. Bună, micuță Picasso, îmi plac picturile tale. Ai de gând să pictezi până la adânci bătrâneți? Te întreabă cineva. Până nu mai pot. Asta e frumos. Puneți-o să vorbească în limba engleză, că vorbește foarte frumos. Felicitări pentru micuța Picasso. La sfârșit ar trebui să spui ceva în engleză, pentru că cineva te cunoaște. Ai fost extraordinară când ai încheiat la Cotroceni cu sărut mâna. Noi îți sărutăm mâna, te iubim. Dacă ea vinde tablouri așa valoroase, a ajutat pe cineva amărât, știe ceva de sen, Picasso nu are egal. Sunt și mesaje răutăcioase, nu trebuie să te aștepți la... Adică nu trebuie să te aștepți numai la mesaje foarte, foarte bune. Felicitări pentru emisiune. Aș dori să știu dacă are prieteni și dacă vrea să se mărite cu un român. O întrebare de la Florin din Vaslui. Ai prieten? Ai prieten, te întreabă cineva. Și încă ceva, îmi place accentul moldovenesc. Mulțumesc. Cineva te întreabă dacă ești milionară din pictură. Am avut succes să... extraordinar până acum și în continuare. Ce părere ai despre curentul graffiti? Îmi place foarte mult. Am apreciere imensă pentru Basquiat și mulți artiști care au început cu graffiti și încă s-au continuat asta și în pânze și în alte lucruri. Da, e mișto. Ai avut tablouri care ți-au fost furate? Am avut și asta. Da. se pare că... Care este pictorul dumneavoastră preferat, întreabă cineva. N-aș putea să vă numesc numai unul. Sunt mulți, mulți din perioade impresioniste, mulți din perioade moderne, artiști contemporari pe care îi iubesc. Felicitări, Alexandra, te salută Ciprian din Vaslui. Domnișoara Alexandra, ești o fată frumoasă și isteață, Emil din Cluj. Ai prieteni care vorbesc urât despre România? Dacă da, cum reacționezi, Andrei? Din păcate, imaginea de România este mai negativă acum și eu oricând am oportunitatea, le dau și partea cealaltă și frumusețea care există aici și valorile care există aici. Am 30 de ani și vreau să spun că nu am văzut o prezență feminină mai fermecătoare în viața mea. Alexandra, tu trebuia să vii cu un ghem sau mai multe gheme de ață roșie și să le dai telespectatorilor, pentru că se pare că de ochiul ăsta funcționează și în sens invers. Cum ești privită de americani ca și artiste venite din România, care are atâta succes? Oana din Focșani. Chiar așa, ce spun americanii despre originea ta? Americanii sunt foarte embracing de originea mea și chiar de multe ori s-a întâmplat în expoziții, chiar încă și în continuare, în care este în intrarea galeriei sau unde este expoziția, un steag american și un steag român. Și ăsta e adevărul, eu sunt româncă. Este România atât de frumoasă sau e doar nostalgia artistei ce caută subiecte nemai întâlnite? Este frumoasă. Și oricum România pe care o vezi tu e atât de frumoasă. Nu vezi nimic din ceea ce e urât la Vaslui? Mai este, dar nu sunt... Dar n-apuci. Normal, dar nu, da, cum nu să se zic lipește eu... de tine. Nu, dar... Nu. Pe cât ești de talentată, pe atât ești de frumoasă. Ai prieteni, mult succes în continuare, Lorin din Vaslui. Salutări din partea unui admirator din Onești. De cât timp ți-ai schimbat locul? Ultima dată erai blondă. Da, eram... blondă falsă și atunci. Acum sunt apoi la rădăcini. Bună seara, mă numesc Gabi și aș dori să știu dacă se poate adresa de mail a Alexandrei pentru a discuta despre artă. Dacă se merge la site-ul Nechita.info, este in contact information acolo.
Marius, să știi că admir invitata ta pentru amiciția, talentul și frumusețea ei. Este absolut superbă, ea este împlinită și pe plan sentimental. Cum apare cineva frumos în emisiune, în loc să puneți întrebări legate de asta, întrebați dacă e împlinită pe plan sentimental, dacă are prieten sau prietenă. Sunt Octav, Alexandra, nu crezi că un artist ar trebui să încifreze și unele mesaje și simboluri în lucrări? Nu cumva neglijezi asta? Esteticul nu e tot. De acord, de acord. Că esteticul nu este tot, dar dacă este atenție plătită mai multă la teme care le am și contextul în care temele astea le descoper și le caut în piesele mele, cred că se află și altceva mai mult decât o plăcere optică. Am cel puțin la fel de mult talent ca și Alexandra. Oare pot să devin cunoscut în America? Aș vrea mail-ul ei. Dacă ar fi să-ți propună cineva să te întorci în România să pictezi pentru cei de aici, ai renunțat la America de dragul țării tale? Nu aș putea să zic că aș lăsa America vreodată în permanență, dar să vin să stau pe un timp mai prelungit, sigur că da. Felicitări, Alexandru, pentru realizări. O discuție savuroasă prin împletirea limbei române cu elemente anglo-saxone și accent moldovenesc. Scuzați! Ești convinsă că ești genială? Da, sunt normală. Sunt genială. Ești normală, dar... Te-am întrebat la începutul emisiunii un lucru și n-ai vrut să-mi răspunzi, l-ai ocolit cu diplomație. Cum a fost trecerea? Cum resimți acum, să spunem, celebritatea în America? Pentru că oamenii te cunosc. Știu? Mă cunosc, și vreau să le spui telespectatorilor noștri cine cumpără tablouri, cine a cumpărat și cine cumpără tablouri de la tine. Sunt o listă destul de abundentă de colectori. David Foster, Andre Agassi, acum curent, recent Charlize Theron, Alec Baldwin... Whoopi Goldberg, Ellen DeGeneres, Melissa Etheridge. Mari actori ai Americii, mari personalitățile Americii. Da. Și cum fac să cumpere tablouri? Vin la expoziții sau te contactează și vin la expoziții, să aleagă? Mulți din ei am avut și eu oportunitatea să internez, să văd piesa care au achitat-o și locul în care îl pun la ei în casă. Și asta s-a întâmplat. Dar de obicei pe undeva, în vacanță, este o galerie cu munca mea, o văd și... Cam așa. Cum te descurci cu celebritatea? Pentru că nu mi-ai răspuns. E simplu pentru mine. Ești naturală? Da, e o plăcere. Adică nu este ceva care este zi de zi. Eu văd treaba mea în atelier, la școală, cu prietenii cât ies, cu familia, cu fratele meu. Când au aflat cei de la școală că ești cine? Te-ai înscris? Știau de la bun început de când te-ai înscris? Dacă știu... Că știu ei, dar nu că m-am oferat eu. Nu l-ai spus niciodată eu și nu te-ai dus să le spui. De ce? Eu sunt Micuța Picasso, mă cheamă Alexandra Nechita. Și cum faci să chiulești de la școală, să te duci la expozițiile pe care le ai? Asta e un pic mai greu acum la universitate. Când eram la liceu, era simplu. Din cauza că la liceu am avut un schedule foarte pus de mine că plecam în fiecare săptămână în expoziție aproape. Și la evenimente culturale, la charity events și tot așa. Deci mergeam la școală luni, marți, miercuri și cam atâta. Deci intram într-o clasă la un semestru nou, n-aveam nevoie de introducere, de introduce situații mele, intram și doar fiecare profesor știa de situația mea. Acum, cam greu să zici că ai gripă de două ori pe luni, deci nu mai merge. Sunt sigur că mulți dintre cei care s-au uitat la tablourile tale nu vreau să semene așa ca un fel de... Dar o să spun până la capăt și după aceea să-mi spui dacă e vorba de o jignire. Mulți care se uită la tablourile tale ar vrea să te vadă mai degrabă pe tine. Și asta e un mare pericol care te paște, să fii uneori mai frumoasă decât tablourile pe care le faci. Dau vina pe mamă. Și acolo dai vina pe tine. Să deseneze un cerc, atât se spune. Cât de perfect desenează un cerc, cu mâna liberă, așa de talentată este și în peisaje, portrete, etc. N-am înțeles, mă scuze. Cineva spune, să deseneze un cerc, îți spune, să deseneze un cerc, atât se spune. Cât de perfect desenează un cerc, cu mâna liberă, așa de talentată este și în peisaje, portrete, etc. Când vezi atâta frumusețe îmbinată cu extrem de mult talent, tot ce vrei este să vezi pe viu, ca să te convingi că este adevărat. De ce oare nu se întâlnesc mai des astfel de persoane? În primul rând, vă felicit pentru... Cred că pe asta l-am citit. Radu Pantea. Când vezi o asemenea faptură, singurul lucru la care te duce gândul este divinitate. Dănuț Manu.
Tatăl Alexandru este, talentul Alexandru este un dar de la Dumnezeu. Vreau să întreb dacă poate să doneze o pictură muzeului Dr. Vintilă de la Toplău, județul Constanța. Am fi încântați. Bună seara, aveți o invitată superbă din toate punctele de vedere, Oana. Sunt impresionat de puritatea și genialitatea pe care o afișezi. Cum percepi inspirația? Cum îți alegi temele? Păi, deci, încă o dată, simplu. Ai spus. Da. Mai spune. Păi este, deci, cum să zic eu, am toată confidența că eu acum când merg înapoi acasă, o să iasă o serie de tablouri, fiindcă mi s-au întâmplat multe lucruri aici și nu numai în România, dar în toată excursia asta prin Europa care am dus-o și... în fine, eu sunt inspirația mea, familia mea, ce... Orice face contact cu mine, face contact. Te inspiri din tot ceea ce trăiești. Bună seara, domnișoara Alexandra. Vă mulțumim pentru faptul că ați adus-o pe această minunată româncă în emisiunea noastră. Vă rog să-i spuneți că este o drăguță, de fapt este o femeie frumoasă și că îi mulțumim că nu și-a uitat originea. Ne mândrim cu oameni ca ea și suntem fericiți când vedem atâta talent, frumusețe, modestie și bun simț la loc într-un om și ne bucurăm când acesta e pe deasupra și român. Felicitări, Alexandra, și să mai vii în România să ne bucuri privirile, sufletele și viața. Mă numesc Cristian Enache și aș dori să aflu cât m-ar costa cea mai ieftină pânză pictată de azi și dacă pot, cum fac să iau legătura. Mă refer ieftin, că atât îmi pot permite, $1,500, e vorba de un cadou pentru viitoarea mea soție. Cristian Enache din Iași. Sunt piese la diverse prețuri, litografii care sunt accesabile la prețuri diferite decât originale, deci depinde, nu... Îmi place la nebunie de micuța Picasso și o aștept la Sibiu. Mă numesc Adi din Iași. Cum se face că nu am auzit de tine? Ce vârstă are domnișoara? Din ce zona țării este? Este din Vaslui, am plinit de curând pe 27 august, da? 19 ani. Alexandra, dar în Vaslui, când vii, nu uita că aici te-ai născut. Tocmai pleci începând de mâine și stai mai bine de o săptămână. Felicitări acestui copil femeie care și-a păstrat nealterată puritatea. Aș vrea să știu și eu cam câți ani are micuța Picasso. Tocmai am spus. Ești teribil, Alexandra, din toate punctele de vedere, mai ales naturalețe greu de găsit în ultima vreme. Te deranjează că te exprimi printr-o tehnică caracteristică a unui mare artist? Mulți artiști mari. Felicitări, Alexandra, ai sânge de moldovean adevărat. Mi-aș dori lucrarea de-a ta. Unde pot să o găsesc? Domnule, tu că mai dați imagini cu picturi. Bine, uite, vezi aici... Bravo! Mulțumesc! De ce? Păi nu, că tu trebuie să vorbești, nu trebuie să taci în timpul ăsta. Da, deci în continuare, albumul acest este... Da, te rog. Cu piese un pic mai vechi, deci... Anii? 86? 96? Da, 90... Da, cam pe acolo. 97, 99... Da. Deci, sunt diverse teme. Multe din ele, într-adevăr, sunt figurative, fiindcă eu sunt foarte... Pasiunea mea, pe lângă multe, pasiunea în general este pasiunea de viață și iubesc viața și întotdeauna am crezut că... Dar nu avem aici nicio sculptură de-a ta. Din păcate nu. Era dar... un afiș pe care nu l-am adus. Chiar am publicat astăzi în Jurnal Național acolo. Cum ai ajuns la sculptură și la sticlă? Te rog să ne povestești. Păi este deci ceva normal, ceva așteptat din toți artiștii, cred că să explori. Încearcă să exploreze și alte feluri de manifestare artistică, da? Dar pentru mine a fost... Cum ai ajuns la sculptură? La sculptură a fost simplu. Am început să mă joc cu niște machete din carton, din hârtie, din nu știu ce și de acolo la bronz. Și acum chiar se completează o piesă din bronz care este 13 feet, am impresia că e vreo 4 metri, nu știu exact. Sure that the translation, dar chiar s-ar putea să fie achitată de Ministrul Culturii, să rămână aici plasată în permanență în România și cred că ar fi extraordinar asta. Sticla, Murano, cum ai ajuns? Sticla, Murano, a fost... Deci, inițial, eu am fost foarte ezitantă să lucrez cu sticlă, care nu este un... Eu sunt foarte open-minded, sunt foarte deschisă la lucruri noi, la posibilități, nu mă las restricted de stereotypes, de stigmas, dar am fost un pic așa, n-am avut interes încă. Și am văzut niște cataloguri, am văzut niște muncă de niște artiști de care m-am îndrăgostit complet. Deci,
Și ai început să lucrezi în studio? Am început să lucrez și în continuare lucrez. Vreau chiar să merg înapoi la vară, să-mi petrec toată vara. Vin oricum la Londra ca să învăț o vară întreagă la anul și de acolo câteva săptămâni să lucrez prin niște piese mai mari, niște installations, niște... Mm-hmm. Da. La anul la Londra vei sta vara viitoare la Londra? Da. Vei studia acolo? Numai pentru vară, pentru vreo două luni, trei luni ți-ar putea maxim. Am înțeles. Din păcate trebuie să ne oprim pentru ultima dată în această seară. Publicitate. Ne întoarcem după aceea la Alexandra Nechita imediat. Publicitate. Banii trimiși prin Western Union ajung rapid și în siguranță și la sediile Bank Post. Iar acum pot fi primiți în euro, dolari americani sau lei. Nu se știe niciodată când ai nevoie de o respirație proaspătă, așa că întotdeauna ar trebui să ai Winterfresh la îndemână. Respirație rece ca gheața, ce durează. Pentru tine, primola cu o cremă delicată, savuroasă, de cappuccino. Atât de bună încât nu împarți cu nimeni. Un design de excepție, manevrabilitate, consum redus, fiabilitate, airbag, ABS. Avem cea mai bună ofertă. Și asta nu e totul. Garanție foarte avantajoasă. Livrare rapidă. 24 de ore din 24 la dispoziția ta. Matisse, creat pentru tine. Există o diferență între țesături, la fel ca între culori. Noua mașină de spălat cu al șaselea simț de la Whirlpool simte diferența și ajustează singură timpul, consumul de apă și de energie pentru a vă oferi rezultate perfecte. Whirlpool cu al șaselea simț simte diferența. Asirom Challenger. Brașovul te provoacă din nou. Salut! Ce aveți, mă? Ce, mă, te-ai tuns? Nu m-am tuns. Atunci tricou! L-am avut și eu. Și ceasul? Iar fac cinste. Trei beri. Continuăm emisiunea în această seară. Foarte multe mesaje pentru Alexandra. Ți-am văzut website-ul, spune cineva, felicitări pentru tot și cinste părinților tăi. Opera ta izvorăște din sufletul și zâmbetul tău frumos. Asemenea, invitați, domnule Tucă, te fac să visezi și să descoperi că mai este mult bine în lume. Cu stime, Florin Tăutu. Sunt Gino din Constanța și îți vreau să spun că eu și cred că toți românii ne mândrim cu tine, micuțule geniu, copil al lui Ștefan cel Mare, să nu uiți că ești româncă.
O să-ți dau mesajele să dai cu tine în America. Da. Domnișoara Picasso are și un domnișor Picasso și dacă nu poate fi contactată pe site, încercați băieți, încercați. Dacă Alexandre nu s-a îndrăgostit până acum, eu până azi nu credeam că mă pot îndrăgosti de cineva la televizor. Am ieșit pe terasă și am văzut un curcubeu. Roșu lipsea, e la mâna miracolului, verdele în ochii mei, mi-am pus o dorință. Poate nu se va îndeplini. L-a văzut acum, lasă omul în pace. Poate nu se va îndeplini. Mi-aș dori însă ca următoarea epictură să fie scăldată în roșu și în verde. Toader Adrian. Nebunule, ce poți să scrii la ora asta? Maria din Constanța sunt mută de admirație. Bună seara, să nu uităm că Alexandra e moldoveancă din Vaslui, pe când în locul ei natal, de la Diana Carp din Vaslui și de la Oana. Mâine ajunge la Vaslui. Felicitări întregii familii Nechita, care a contribuit la nașterea fenomenului Alexandra Nechita. Spune asta Maria Constantin din Slatina. E foarte frumoasă și îmi place accentul ei, felul în care amestecă limba română cu engleză. Ești foarte dulce, Andra spune asta. Cu bunica vorbești în engleză? Nu. Bunica nu știe o boabă. Nu, engleză. Vorbește. Da? Da. Bunica din partea la tată nu vorbește. Mai știe, hello, thank you. Așa doar să descurc un pic la telefon. Dar bunica din partea la mamă, care trăiește în America, vorbește perfect engleză, dar în continuare română, rămân în limba din casă. Salut, sunt un băiat din Iași. Ia tu mesajele, că nu mai avem timp să le citim pe toate. Salut, sunt un băiat din Iași, o singură întrebare am. La ce vârstă ai vândut primul tablou și dacă nu ai vrea să devii fotomodel? Primul tablou a fost vândut chiar la prima expoziție, din întâmplare, pentru un preț de $50. O piesă așa mică, cam de foaia asta, și a fost doar un cadou de la un domn pentru soacra lui. Da? Da. A venit și prima cerere în căsătorie, te rog să te ții tare. Este un moment destul de greu pentru tine, bănuiesc. Marius întreabă pe frumoasa Alexandra dacă vrea să fie soția mea. Am întrebat-o, nu vrea. Șantor Radu întreabă asta. Felicitări pentru tot ce a realizat Alexandra. Ești o persoană realizată din toate punctele de vedere. Aș dori să te întreb ce părere sau ce mesaje vrea să transmiți tinerilor din ziua de azi și mă refer în special la cei care au terminat de curând anii de studenție, cărora rămâne o singură șansă de a pleca din țară. Oricum, le întorci și le analizezi, altfel nu avem nicio șansă de realizare. Ce spui despre asta? Eu zic că dacă decideți să plecați și oriunde voi pleca, I think este enorm de important să vă amintiți de unde sunteți. Adică asta e adevărul, că un început este întotdeauna și începutul ăla ajută la continuare și la creștere și la evoluație și trebuie să-ți amintești. Și ce să zic, fii tare, asta e cel mai important și toate la timpul lor, asta spune mama. Da, și Doradu a trimis vreo 5 mesaje în care te cere de... te întreabă dacă vrei să fii soția lui. Vă omoară tata. Da, da, tații de fete sunt destul de periculoși. Da. Eu deja mă pregătesc pentru... Da. Cum să zic, pentru arta, nu, pentru arta schingiuirii atunci când va veni primul pretendent la ușă. Și am deja cunosc un arsenal destul de interesant. Se va chinui. Probele pe care o să le dea băiatul ăsta mai bine lasă. Radu Panta, dă-mi voie să spun că ai un talent divin. Înainte de a fi botezată de presa americană, micuța Picasso, ea a mai fost numită Mozart cu pensulă, datorită... E adevărat? Da. E adevărat. Andrei Sorin Sabie, îți doresc mult succes în viață, cum aș putea face rost de un tablou pictat de tine? Invitata ta este foarte talentată și mă bucur că... Foarte frumoasă, talentată și mă bucur că este româncă. Alexandra, tu ai venit aici să te inspiri, să pictezi sau să... lași lumea cu gura căscată. Bună seara, sunt Alex din Nedelea și vreau să o felicit pe invitatul noastră pentru talentul ei și pentru munca pe care o depune în această acțiune. Care acțiune, Alex? Mulțumim că ne reprezinți țara în lume. Zic că ești prea frumoasă ca să nu te întreb dacă vrei să fii soția mea. Păi nu, ar trebui să fii ceva în legătură cu tine să întrebi asta. Îți urez mult succes în viață. Cum aș putea face... Da, sunt foarte multe cereri în căsătorie. Am 19 ani. Și ce faci? Ce mulți înainte? Ce faci? Mulțumesc. Ce faci la... Doar un comentariu. Ce faci la țară? Că ești și cu frățiorul tău, am înțeles, nu? Da, păi ce să facem? Vreau să fie o introducere, adică diferită. El până acum în zilele trecute a adus-o așa mai mult din întâlnire cu... A venit prima dată în România, nu? Da, da, da. Câți ani are acum? 9 ani. 9 ani, da. Mulți înainte. Mulțumesc frumos. Așa, a venit și ai început să-i arăți? Tu îi faci prezentări? Da, acum că am văzut
pereții de la hotel și cam atâta, nu prea încă a văzut mai departe. Și Bucureștiul care l-a văzut până acum e oare foarte minimal. Și... când am făcut interviu pentru Jurnalul Național, am văzut că era după tine să vină și la interviu. Nu mai să nu zbătit. Da, da, da. Este un drăguț, îl iubesc pe nimeni, nu se iubesc atât de mult. Este dragostea mea. Urmăresc cu mare plăcere emisiunea dumneavoastră cu Alexandra. În momentul în care i-a anunțat site-ul ei, www.nechita.info, am fugit imediat să arunc un ochi acolo. Din păcate, contactul nu merge. M-ar interesa să am adresa ei de mail. Dar nu poți să dai adresa de mail sau nu știu? Nu, dar este informație de contact information acolo pe website-ul ăla. Deci când reușiți... Nu știu eu, chiar mă scuzați, dar nu știu eu pe... Păi să-mi trimită mama ta pe telefonul mobil adresa dacă ne urmărește. Da. Deci, doamna Nechita, repede adresa de mail. Să o sune pe Nadia, să zic. Felicitări, Alexandre, pentru tot ceea ce faci. Aș dori să o întreb de unde a început și de unde a venit această idee. Mulțumesc, o seară plăcută în continuare. Alexandra, nu știu, dar toate mesajele din seara asta sunt foarte frumoase. Toate mesajele și sunt încurajatoare pentru tine. Și cred că, până la urmă, vacanța asta în România ți încarcă și bateriile. Ți încarcă nu numai starea ta de inspirație, dar te și pune într-o stare specială vizita în România. Da, de acord. Complet și merg acasă cu mult de povestit și încep un an nou la școală cu un spirit de pozitivitate și un optimistic loc. Cum sunt colegii tăi la școală? Drăguț. Da? N-am nicio problemă. Până acum am avut relații plăcute cu prieteni și mica. Da. Da? Deci eu n-am avut probleme urâte. Normal că mai există și oameni de altfel, invidioși, tot așa, dar eu, dacă sunt puternic în spirit și atitudine, n-am nevoie. Dar la școală, încă fiind toți studenți de artă, este foarte ușor să te înțelegi sau măcar să creezi o relație din cauza că toți au aceeași pasiune și plăcut. Iartă-mă, mama ta a sunat și a zis adresa www.alucra, de la alucra cu 2 de L, alucra.com. Ok. Deci ăsta e site-ul, o să încercăm să-l accesăm și noi, să vedem... Moldova naște încă valori. Fericire, Alexandre, pentru puține ocazii care ne aduc mândria de a fi români. Ce culoare au ungerii? Prima întrebare. Asta depinde pe fiecare om. Ce linie curbează geamătul? Sau geamătul? Geamătul, da. Ce volume ascunde zâmbetul? Ce volume? E cineva care pune întrebări poetice și tu trebuie să răspunzi. Bună seara, bună Alexandra, sunt Bogdan din Timișoara și sunt mândru că român că a ajuns o mare artist în America. Sper că mai mulți să ajungă așa cum ai ajuns tu. Andrei Sorin, dați mesajul ăsta pe ecran. Dați mesajul ăsta pe ecran. Puteți să-l dați? Dacă puteți. Da, Andrei Sorin Sabiescu. Te iubesc mult, mult, mult de tot. Și îți trimite și un îngeraș cu arcul și cu săgețile de rigoare. Mulțumesc frumos! Tu primești cam multe declarații de dragoste, Alexandra. Ți-am zis. Cam numai aici, deci. Poate a trebuit să înveți română, poate a trebuit să înveți și mai bine română, iarăși. Spune cineva. Cuiva îi place amestecul tău de limba română și limba engleză. Așadar, pleci pentru o săptămână la Vaslui? Plec la Vaslui și la Onești. Și la Onești. Da. La Onești de ce? La Onești din cauza că bunicii din partea la... părinții din partea la tată sunt la Onești. Am înțeles. Da. Și la Onești ai prieteni? Ai prieteni acolo? Ți-ai făcut prieteni? Când ai fost ultima dată? Ultima dată am fost la începutul anului ăsta pentru un eveniment mai trist, așa, dar nu, prieteni nu m-am făcut. Mai mult aici, în București. Mm-hmm. Și în București ce prieteni ai? Puțin, dar bun. Da, sunt prieteni cu Maria Marinescu, cu Nadia, cu... Nadia, da, chiar a trimis un mesaj și a spus că ești, familia ta este o familie de nota 10. Este, de 11. De nota 11. Pentru tine a avut o important... Familia a însemnat enorm de mult, pentru că de fiecare dată nu îi se amintești de familia ta. Da, acum, este imposibil să uiți, adică imposibil pentru... Nu să uiți, problema e că întotdeauna... Da, eu sunt într-o situație atât de adică dumnezeiască, adică este... Am prietenii cei mai buni, părinții mei, deci asta...
spune mult. Iar cineva care întreabă de mișcarea Kabbala, dar n-a văzut emisiunea la început. No. Alexandra poartă această sfoară roșie pentru că site-ul, da site-ul Alexandrei, că uite acum l-am accesat, pentru că mama ei îi o roagă să poartă această... Mă protejează. O protejându-o ca să nu fie de ochiată. Da. Și ai fost... Cum e când ești de ochiată? Cum se manifestă de ochiul ăsta? Nu știu exact, cred că prin mai multe feluri, dar mai tipic e că e durere de cap, nu știu nici eu. Da? Tatăl nostru a spus de mai multe ori. Ai fost de ochiată deseori? Le porți această... Nu, asta e mai mult așa, cred că doar... Chiar nu știu dacă nu am de ochiată sau nu, o port mai mult așa. Fratele meu are, mama are, încă pe tatăl nu l-a convins. Da, site-ul ăsta, chiar dacă nu s-a deschis de tot, ca să vadă, deci www.alucra.com, nu este actualizat și încă n-au apărut imaginile, dar este despre tine. De la 16 ani, nu a fost... De când aveai 16 ani, n-a fost accesat. Lucrările Alexandrei sunt superbe. Ai o pagină pe internet, am spus. În ce constă examenul la Universitatea din America? Te întreabă cineva. Intrarea la școala de artă la UCLA este foarte complexă și îmi dau seama că este pe oriunde, dar întâi trebuie să intri în școala generală, în școala mare, Letters of Sciences, trebuie să fie acceptat și apoi după aceea încă o aplicație cu portofoliu de 5 piese și un essay inclus și de acolo decide dacă te permite. Examenele pe an sunt un examen la fiecare clasă de 3 ori pe an, este pe sistemul de quarter. Deci, multă muncă. Ai un har deosebit, Alexandra, iar pe deasupra e și foarte frumoasă și naturală. Îți place și știi să faci sarmale și mămăliguță? Mămăliguță, da, sarmale nu. Sarmale, Dar știu să le mănânc, deci asta e... Alexandra, vreau să văd chiar să locuiesc în America. Te rog, ajută-mă, te rog, ia legătura cu mine. Bună seara, vă felicit pentru emisiune, iar pe tine, Alexandra, te felicit din toată inima. Ești o femeie minunată, felicitări, succes în viața și multă baftă în cariera ta. Mulțumesc. Vreau să felicit Alexandra pentru reușita ei de a ajunge atât de sus, una dintre puține persoane ce a ales să trăiască prin artă. Am 24 de ani până acum, respectul meu în ceea ce privește arta se îndreaptă spre secolul XVIII și mai devreme am un magazin de antichități, dar m-a simțit onorată, cred că vrea să primească o vizită din partea ta. Bun. Ai aici toate mesajele, ți le-am dat absolut pe toate. Da. Îți mulțumesc pentru participarea în această seară. Mulțumesc, eu frumos, m-a făcut o mare plăcere. Ține pumnii pentru tot ce vei face de aici înainte în America. Și aici. Te așteptăm la anul. Da. Când te întorci, poate atunci când stai la Londra, mai vizitezi și România. Sigur, normal, fiind așa aproape. Îți mulțumesc mult, am să-ți dau și toate mail-urile, pentru că sunt și foarte multe mail-uri. Mulțumesc frumos. Ai dat și adresa de mail unde poți să primești, unde cei care sunt interesați pot afla adresa ta de mail și îți pot scrie acolo. Mulțumesc pentru această ediție specială a emisiunii noastre. Și ne vedem la anul. Da, mulțumesc frumos. Emisiunea noastră se încheie aici. Mâine, la ce oră e mâine emisiunea? Că e mai devreme. Spuneți-mi și mie, că nu știu nimic din ce se întâmplă, pe ce lume sunt. Cum? Mâine la 20:15 este o ediție specială, întrucât mâine seară vom transmite meciul Cehia-Olanda. Mulțumesc mult, țineți aproape.